Da, după aproape 3 săptămâni Mi-a venit și monitorul acesta în sfârșit De la Black Friday Am tot așteptat să-mi vină Aia, alte exuneuri mai fac pe bulangii Culmea, am, am intrat uh, azi dimineață Pe site-ul lor să văd Dacă nu l-au scumpit și culmea L-au scumpit acum de la aproape 5 milioane Fără 10, l-au făcut la vreo 8 și ceva Deci, da A fost oarecum ceva de Black Friday Cine știe uh, Ca idee în caz că n-ați înțeles cam care diferența între monitorul acesta și cel vechi, ei bine, ăla vechi era unul normal, 16x9, 1920x1080, însă acesta este 21x9, este 2560x1080, pe, pe scurt este mult mai lat. Și în caz că vă întrebați la ce mi-a mie un monitor foarte lat, ultra-wide, ei bine, uitați aici acest screenshot. Jocul o să-l joc Orice joc aș juca o să-l joc tot în 16 pe 9 și spațiul care rămâne în dreapta o să-l folosesc pentru comentarii și pentru scena de la OBS. Așa o să văd în caz că sunt defocusat de la cameră și alte chestii. Era o soluție să-mi fac un setup cu două sau trei monitoare, însă nu aveam loc pe birou să le pun, așa că mi-am luat unul ultra-wide. Și pur și simplu, dacă vreți să vă luați și voi un monitor nou să vă jucați, vă recomand LG-ul acesta. Uh, LG nu știu cum, probabil că o să pun pe ecran sau în titlul la videoclip LG, modelul de la LG Așa, ce detalii să mai zic? Mai căutați și voi penești, vedeți acolo ce spunește dimensiune, câți centimetri pe câți centimetri Eu n-am stat să-l măsor Oricum, uh, să-mi spuneți și voi cam cum vi se pare ideea aceasta Cum fac eu acum, cum voi face live-urile de astăzi Aseară știu că am făcut un live și pe la... L-am făcut cu rezoluția full de la monitor, însă n-am știut eu să fac setele la OBS ca să n-am benzile alea, dungile ale negre sus și jos. În fine, probabil că nu merge să faci 21 pe 9 live stream-uri, doar să abladezi videoclipuri pe YouTube. Mă rog, deci să lăsați în comentarii ce părere aveți voi de monitorul acesta și cum vi se pare ideea mea pentru a face live-uri începând de astăzi. Hai, vă aștept comentariile. Eu v-am salutat. Ceau les!